Dragilor, dragilor. Dolhasca, Dolhasca mea frumoasă. Locul unde oamenii sunt prieteni. Locul unde natura se alintă în liniște. Locul unde meșteșugarii respiră viața. Locul unde tradiția este încununată de iubire. Iar filmul le înnobilează pe toate. Filmele sunt amintirile pe care nu le uiți niciodată. Un eveniment de 3 zile ce au adus aproape de artă copiii, părinți și ai noștri bunici. Vinico, vin la Dolhasca să ne mai știi lume. Gata. Dacă eu pot, poți și tu. Păi momentan am ridicat scaune și am cărat niște mese, dar cu siguranță vom face mult mai multe în aceste 3 zile de festival. Pentru că ne dorim să fim implicați și să ajutăm cât de mult putem. Cuzin? Nu, președinte, ok. Bine ați venit în orașul nostru. Aveți toată susținerea noastră. Zici tu? Zic... Cuzin? Ține-te de treabă. Da, ține-o tot așa. Vrem că... cât mai multe ediții, în toate satele să fie. Oh, dragilor! La Film în Sat vă așteptăm să împărtășim alături de voi arta pură și cultura. Cine se ocupă de eveniment, mă întrebați? Toma Cuzin. Cuzin, ține-o tot așa. Cântând? Cântând să aud muzica. Actor, prieten, gazda acestui eveniment de mare însemnătate pentru cultura noastră, ce a adus cu el Filmul în Sat, la țară, la moară, obiceiul românilor din timpurile de odinioară, un obicei de mult știut, acum uitat. Copiii de aici văd noi domenii de activitate și revin idei. După aceea, industria cinematografică câștigă un public numeros. Și publicul numeros pe care îl câștigă industria cinematografică și teatrală își descoperă o nouă scenă. Satul și publicul de la sat. O flacără nestinsă, un devotament precis îl face pe Cuzin să reînvie această tradiție. Acum ce prinde viață. Mereu înconjurat de tineri frumoși, de toate vârstele, visători și fără de greșeală. Am găsit atâția tineri aici dedicați și devotați să facă ceva și să contribuie la ceva ce vine nou. Nu neapărat nou, că nu e nou, dar e nou aici, în localitate, că se întâmplă. Și asta ne bucură foarte mult. Este lucrul care ne-a încurajat să venim aici, să rămânem și să venim și la anul. Aici, pentru că este o oportunitate pentru noi toți de a ne simți bine și de a învăța lucruri noi. Cuzin, ești un om frumos de care avem nevoie. Să nu uiți asta. Creează legături între ei mult mai puternice pentru că trăiesc împreună o experiență unică. Cuzin, vrem să venim și la anul! Mulți copii, foarte sinceri, foarte dornici să vadă un film, să vadă artiștii veniți aici, aici în sat.
Cuzin, dacă dumneavoastră ați putut, voi putea și eu, cât și tineri din acest sat care astăzi se bucură de acest festival. Dolhasca mea frumoasă.